Un gamer care se respectă are de multe ori nevoie și de un set de căști performant care să-i permită să se bucure de jocurile preferate fără să-i deranjeze pe ceilalți și cu ajutorul cărora să poată consuma și alte materiale multimedia, cum ar fi muzica sau filmele preferate, și pentru că setul ăsta de căști este destinat purtării prelungite, ăsta trebuie să fie și confortabil. Ideal ar mai fi ca setul de căști despre care discutăm să fie și compatibil cu majoritatea dispozitivelor pe care le utilizăm pe tot parcursul zilei, de la telefoane mobile, la PC, tabletă, laptop și chiar console, iar un astfel de set de căști care poate satisface aparent toate aceste dorințe fără să facă o gaură prea adâncă în buget pare a fi setul de căști despre care discutăm astăzi, respectiv Logitech G Pro Second Gen sau generația a doua. Începând cu construcția și materialele folosite, pot spune că Logitech G Pro Second Gen au o calitate excelentă. Începând de la banda de susținere metalică și foarte flexibilă, căptușită cu un material moale, până la cupele circumaurale din material plastic mat și până la firele elastice ce fac legătura dintre cele două cupe, ba chiar și elementele metalice de decor ce poartă logo-ul producătorului, totul este pus la oaltă fără cusur. Foarte potrivită la Logitech G Pro Second Gen este și presiunea ce este aplicată asupra capului purtătorului, suficientă pentru a încapsula bine urechile, indiferent de circumferința capului, în timp ce orice suprapresiune ușoară ce poate fi aplicată capului și care poate face ca experiența să fie una lipsită de confort, să fie anulată de cele două pernuțe ce închid incinta fiecărei cupe, pernuțele fiind realizate dintr-o spumă foarte moale ce ia forma capului imediat ce setul de căști este așezat pe urechi. În acest fel, confortul în timpul purtării setului de căști Logitech G Pro Second Gen este unul foarte bun, iar sigilarea incintei împrejurul urechii este completă, ceea ce lasă difuzoarele mari de 50 de mm cu magnet de neodim să-și facă treaba fără să fie deranjate prea mult de zgomotele exterioare, aducând după sine o foarte bună imersiune în jocul preferat și, per total, o experiență excelentă în consumul materialelor multimedia, fie ele muzică sau filme. Fiind vorba despre un set de căști de gaming, Logitech G Pro Second Gen pare a avea o orientare ușoară spre bas, însă nu la fel de grea precum căști din generațiile trecute, setul de căști de astăzi părând că își doresc a vira mai degrabă spre spațiul ocupat de obicei de căștile analitice, de studio sau așa zisele monitoare. Nu spun că semnătura Logitech G Pro Second Gen este una perfect plată, însă la nevoie, printre altele, pot fi utilizate cu succes și la editarea materialelor audio fără nicio problemă, în special pentru amatori sau prosumeri, să zicem așa. Chiar eu unul, editând cu succes câteva materiale audio necesare acestor review-uri, chiar cu ajutorul Logitech G Pro Second Gen, fără nici cea mai mică problemă. În pachetul de accesorii, Logitech G Pro Second Gen vin cu toate adaptoarele necesare, adică un adaptor USB la analog, un adaptor Y care te ajută să legi setul de căști la PC sau laptop, microfonul flexibil și un cablu lung, subțire și moale cu un buton de anulare a microfonului și o rotiță de volum integrate. Credeam că am trecut peste acest mic accesoriu inutil la seturile de căști după atâția ani și mă pregăteam să protestez vehement la adresa lui în acest material, însă am descoperit că după prima montare a căștilor pe dovleacul personal, acest mic accesoriu al Logitech G Pro Second Gen este suficient de mic încât să fie ignorat, pentru că nu mai produce în 99% dintre cazuri inconvenientele pe care astfel de console pe fir le produceau în trecut. Asta se întâmplă datorită faptului că acest add-on ce conține butonul de reducere la tăcere a microfonului și rotița de volum este mic, cu o formă rotunjită, iar firul ce trece prin el este flexibil, foarte flexibil, acoperit fiind de un material textil fin, astfel încât nu mai produce acel zgomot iritant de fir frecat pe haine pe care le auzeam în trecut când îmi mișcam capul și nici nu se mai agață de haine această mică consolă, motiv pentru care am renunțat, cum spuneam, la proteste. Lăsând toate acestea la o parte, am purtat setul ăsta de căști mai mult de o lună, utilizând doar conexiunea pe mufa jack de 3,5 mm ce le leagă la PC, pentru a vă putea oferi opinia mea în ceea ce le privește, așa că vă pot spune următoarele. Deși nu prea sunt interesat de calitatea microfonului unui set de căști pentru PC, pot spune că îmi place ce aud, cele ce urmează fiind parțial înregistrate cu ajutorul microfonului integrat în setul de căști Logitech G Pro Second Gen. În gaming, mulțumită confortului oferit de banda de susținere flexibilă, cupele închise și geometria ușor adaptabilă a acestora, la care se adaugă și pernuțele moi de spumă care sigilează cupele în jurul urechilor, uiți că le porți după câteva minute, moment în care imersiunea în joc este maximă. De exemplu, grație și unui sound design de excepție, dar și a unor calități excelente ale setului de difuzoare incluse în Logitech G Pro Second Gen, în Borderlands 3 sunetul este
perceput permanent ca fiind unul tridimensional, posesorul acestor căști putând să discernă cu precizie direcția din care vine vocea NPC-ului sau direcția din care se trage, fiind conștient în același timp de faptul că scutul său are de suferit sau că este atacat cu foc, coreziune sau electricitate de către vreun răufăcător. Cu alte cuvinte, calitatea difuzorilor, ceea ce contează cu adevărat la un set de căști, este foarte bună în ceea ce privește Logitech G Pro Second Gen, difuzoarele fiind capabile să facă separația dintre voci, efecte și muzică într-un track audio aglomerat, așa cum este cel al jocului Borderlands 3, și să le prezinte corect și simultan urechilor, lărgind în acest fel scena și gradul de imersiune în joc. Logitech G Pro Second Gen oferă calitatea cu care Logitech ne-a obișnuit de-a lungul anilor, totul de la materialele folosite la finisare și sunet, fiind, a zice eu, mai bune decât aș fi sperat pentru set de căști dedicate gamingului și gamei entry-level spre middle al acestui segment de periferice. Prin urmare, Logitech G Pro Second Gen primește recomandarea editorului și premiul Platinum al TechView.ro. Nu am nicio problemă în a recomanda acest segment de căști unui gamer, dar sunt de părere că la prețul său Logitech G Pro Second Gen oferă mai mult decât atât și că pot fi niște căști excelente pentru uz general, combinația între preț, performanțe și confort, recomandându-le în acest sens, o de mai pui că arată bine, au un aspect premium și le lipsesc în totalitate LED-urile RGB cu care nu sunt de acord la un set de căști. Asta este tot pentru astăzi, până data viitoare, toate cele bune!